Agricultorii argeșeni, cel puțin cei implicați în cultura mare, se pot considera norocoși. Dacă seceta a produs adevărate drame în multe zone ale țării, în comuna Dârmănești ploile au venit la timp. Mai puține decât ar fi fost nevoie, însă fermierii nu se plâng, având în vedere dezastrul lăsat de secetă în marile bazine agricole din România. Primăvara acestui an a fost darnică în ploi cu fermierii din Argeș. Prin urmare, culturile mari au avut un start bun. A fost chiar cum a fost acum un an. Mai slăbuț, dar grâu a fost producție bună. Porumbul e mai slăbuț puțin. Cartofi, s-a făcut și cartofi, s-a făcut și ceapă. S-a făcut, dacă muncești, hai. Dacă și nu, cu porumbul cum e? Cât ați băgat, cât ați scos? Păi am băgat, nu e ca, v-am spus, nu e ca acum un an, dar e producție bună, să știți și la noi. E producție bună că a plouat mai des la noi, în județul Argeș. Cam când a plouat, când au fost ploile? Păi ultima dată, acum o săptămână a fost. Și mai înainte, în primăvară, în vară? Da, da, a mai fost de câteva ori. Dar la noi e zonă de munte și plouă cam des. Nu doar vremea a ținut cu agricultorii, ci și munca susținută a fiecăruia. Mai ales că mulți din asta își întrețin familia. Cu asta ne hrănim și noi. A pus și grâu și porumb și floarea soarelui s-a pus pe la noi. E producție bună. Acum mai merge puțin, nu putem să arăm de toamna, că nu a dat ploaie așa tare, dar prin octombrie cred că putem să arăm să putem să punem grâu de toamna. Dacă ar fi să judecăm din punct de vedere al cheltuielilor, cât ați cheltuit și cam cât ați scos? E cam apă capă, cam așa, cam, că acum că v-am spus, e producția mai slabă la porumb. Dar, în orice caz, suntem mulțumiți de recolte. Acum începem culesul la porumb. Începem culesul, avem și culege combina, face și boabe și culege și, de exemplu, Marian Bușcăre, ce are mașină care are și combină și are și culege pe două rânduri și toacă și cocene. După aia trebuie să arăm pentru grâu. Gospodarul recunoaște însă că a fost nevoie să respecte riguros calendarul lucrărilor agricole, chiar dacă unele, precum combaterea buruienilor sau aplicarea îngrășămintelor, i-au costat cu mult mai mult decât în alți ani.